huligan și încep să-și împartă pumni și picioare, domnule Pop. Nu vedeți că ceea ce decide el la București, în fapt, este o consecință a nemulțumirilor din interiorul PSD-ului și PNL-ului. Pentru că acei activiști PSD-PNL care s-au bătut astăzi sau ieri cu sânge, vor ajunge 9 iunie la vot și vor vota o listă unică la europarlamentare, PSD-PNL. Adică, la nivel declarativ, toate sunt bune, în fapt că își rup picioarele, își rup mâinile, sânge, scandal, înjurături, vulgarități, tensiuni inutile. Asta e o dovadă în plus că actuala coaliție este disperată în a atrage atenția asupra alegerilor locale mai mult decât cele europarlamentare. Pentru că eu mă așteptam un europarlamentar din coaliția invadatorilor PSD-PNL să meargă în comuna respectivă, să te explice la cele două tabere, bă, fraților, noi candidăm la europarlamentare și vrem să ne votați și aia roșii și aia galbeni. Sper din toată inima ca poliția să se mobilizeze în continuare, inclusiv în cazul doamnei senator, care face, din punctul meu de vedere, de rușine demnitatea publică din Parlamentul României, prin atitudine de genul acesta, la nivelul instituțiilor statului, și în special poliția, care știm că trebuie să ocupe de... Vă referiți la Diana Șoșoacă, care s-a certat cu poliția. Vreau să vedem și lovitura pe care a